găsit! Jay Nicholson, fondatoarea fundației FARA, aflată sub patronajul prințului Charles, a primit titlul de cetățean de onoare al Sucevei. Acum 30 de ani nu am venit să judec, ci să aflu cum pot ajuta, a declarat ambasadoarea faptelor bune din Suceava, în particular, și oriunde din lume, în general. Anul acesta, Fundația FARA, o familie pentru cei fără, împlinește 30 de ani de când Jane Nicholson, cetățean britanic, a venit în România. Prin mobilizarea voluntarilor din Marea Britanie și cu munca responsabilă a echipei din România, Fundația a transformat viețile a peste 10.000 de copii și tineri vulnerabili și tineri adulți cu dizabilități din județele Suceava, Ilfov și Satu Mare. Cu acest prilej, în cetatea de scaun a Sucevei, primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu, a decernat titlul de cetățean de onoare doamnei Jane Nicholson. Iată, astăzi un moment deosebit. Am venit cu mare bucurie și plăcere și cu emoție să îmânăm titlul de cetățean de onoare unei persoane, unei doamne, care și-a pus amprenta în orașul nostru în ultimii 30 de ani pe problemele sociale ale copiilor. Ne aducem aminte cu toții ce probleme deosebite avem în anii 90, cu mulți copii abandonați pe orfelinat, în situații foarte groaznice. Și iată, am avut noroc de acești oameni cu o inimă deosebită, care și-au arătat toată disponibilitatea, toată admirația și au depus un efort foarte mare pentru a ajuta aceste persoane la vulnerabilitate, copii cu dizabilități și numai persoane adulte și un motto organizează foarte frumos. Fundația FARA, o familie pentru cei fără. Și vă mulțumim! Da, puteți acomoda! Îi spun doamna Jane Nicholson, chiar dacă nu ne-am auzit foarte des, i-am urmărit activitatea și cunosc implicarea dumneavoastră de zi cu zi în a influența în bine viața mii de copii din județul și, în mod special, din orașul nostru. De aceea, sigur că acest titlu de cetățean de onoare este o minimă recunoștință din partea comunității. Noi vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus de a ajuta, în poate spun, persoane aflate în situații de vulnerabilitate, fie că discutăm de copii, de persoane adulte, din orașul nostru, cât și din județul nostru. Și mă bucur că, la propunerea mea, și trebuie să recunosc aici merite doamna Ica Croitoru, care a venit și a inițiat acest proiect de hotărâre și mulțumesc Ica, că ne-ai sensibilizat. Vreau să vă spun că, în unanimitate, toți consilierii locali prezenți în ședința de Consiliul Local din data de 30 iunie au fost de acord să vă acordăm acest titlu de cetățean de onoare. Da, eu o citesc așa, ca să spun doamna Jane, și chiar dacă este la o ceremonie, sigur, gândul ei și pleacă tot la problemele care le-a rezolvat, la copiii care sunt în situații dificile și poate vă mulțumim, nu avem cuvinte, că persoane străine, cum sunteți dumneavoastră și mai sunt și alții, s-au implicat în viața noastră a românilor și ne-au ajutat să aducem acești copii, aceste persoane cu vulnerabilități, cu dizabilități, într-o lume cât de cât normală. Vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți pentru a-i școlariza, a educa și a-i face sănătoși. Eu, ca primar, sunt alături dumneavoastră, sprijin aceste acțiuni și orice fel de proiect, vă rog să-l aveți, să apelați la colaborarea, la parteneriatul primării municipiului Suceava, pentru că totdeauna vom fi alături de dumneavoastră. Dați-mi voi, în final, să citesc acest titlu de cetățean de onoare și încă o dată să îmi exprim toată considerația și respectul comunității noastre, față doamna Jane Nicholson. Consiliul Local al Municipiului Suceava conferă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Suceava doamnei Jane Nicholson, primar de onoare. Jane Nicholson a reiterat pe scurt istoria fundației FARA, o familie pentru cei fără, care a unit două țări, România și Marea Britanie, pentru o cauză nobilă. Vrea să-și ceară iertare că 30 de ani n-a reușit să-și îmbunătățească limba română. Înțelege destul de bine românește, dar având atât de multe lucruri de făcut și fiind o persoană foarte activă și în Anglia și aici, n-are timp să învețe. And collaboration with
mulțumesc întregului colegilor dumneavoastră, tuturor celor din Comitetul de Conducere al orașului Suceava, pentru implicarea și pentru ajutorul oferit de-a lungul celor 30 de ani. A venit aici acum 30 de ani ca să vadă condițiile în care copiii din instituții trăiesc. A venit cu toată inima deschisă, nu să judece, ci să încerce să îmbunătățească condițiile în care trăiau acești copii și adulți. N-a putut să plece fără să se gândească că acești tineri, acești copii au nevoie de ajutor și cei era capabil să le ofere acest ajutor. A fost deschisă prima casă de tip familial, Suceava. Nu a avut idee la momentul acela cât de mult se va dezvolta programul. A fost deschisă Fundația Afară aici în România, dar și în Anglia, pentru a putea strânge fondurile necesare finanțării programelor de aici. Și de atunci, din prima zi când a venit acum 30 de ani, niciodată nu s-a părăsit România. Până la declanșarea pandemiei, venea la fiecare 3 luni câteodată și mai des când era nevoie. Ce poate exemplifica mai bine și mai convingător decât imaginile ce urmează, prin care este anunțat succesul proiectului, dar mai ales că Fundația Afară este o familie pentru cei fără.